Medicul Cătălina Pălânceanu a promovat concursul pentru ocuparea funcției de manager al Spitalului Municipal de Urgență Roman cu nota 9,75. De săptămâna viitoare, mandatul de manager interimar va fi înlocuit cu unul pentru o perioadă de 3 ani. A avut loc examenul, trebuie să așteptăm cele 24 de ore în care pot fi teoretic contestații, practic mă îndoiesc să fie, dar să vedem, trebuie să așteptăm termenul legal. Luni se va întâlni Consiliul de Administrație și probabil se va emite domnul primar dispoziția vis-a-vis de această problemă și sperăm că de luni avem un nou manager, de data asta pentru 3 ani, nu interimar, nu... Noi avem mare încredere în poveste, în doamna Pălânceanu, sperăm că o așteaptă oricum provocări foarte, foarte dificile. Printre prioritățile managerului se vor afla acreditarea spitalului și îmbunătățirea grilei salariale a personalului medical. Ce pot să dezvălui din proiectul dumneavoastră de management este faptul că atenția principală va fi pe personal. Deci asta va fi punctul forte, pentru ca să poți să ai un act medical de calitate, automat să ai și un personal foarte bun. Medicul Cătălina Pălânceanu a fost numită manager interimar în luna februarie 2013 după demisia medicului Mircea Coadă și a fost manager general al instituției sanitare în perioada 1999-2001.